În grecește ortodoxa, ortodoxia înseamnă dreapta credință, înseamnă dreapta închinare sau dreapta premărire a lui Dumnezeu. E fals să se spună totul Dumnezeu este, n-are importanță cum te închini sau cum îl numești. E un Dumnezeu pentru toți. Este o idee perimejdioasă pe care o introduce așa zisul ecumenism din vremurile noastre. Hai, fraților, să ne înfrățim. Ortodoși, catolici, protestanți, neoprotestanți, un singur Dumnezeu este. Ce să mai vorbim? Dragii mei, Dumnezeu este adevăr. Iar adevărul dumnezeiesc nu e nici pe jumătate, nici pe sfert. Este întreg sau nu este deloc? Dacă recunoști doar o parte de adevărul lui Dumnezeu, nu recunoști niciun adevăr. Unde sunt două adevăruri, nu este niciun adevăr. Să fie clar acest lucru. Împărații saurieni mărturiseau că ei cred în Dumnezeu, în Iisus Hristos, dar nu credeau în icoane, adică în posibilitatea reprezentării senzoriale a persoanelor sfinte în icoane. De atunci avem două categorii de credincioși, binecredincioși, cei care cred în întregime adevărul dumnezeiesc, în care intră și cinstirea Sfintelor icoane, și răucredincioși, așa cum se numeau împărații bizantini, prigonitorii, care numai parțial credeau în adevărul dumnezeiesc. Așadar, dragii mei, dacă este să vă dau un sfat, este: păstrați adevărul de credință în integralitatea lui. Nu-l ciopărțiți, nu-l sfărâmați, pentru că atunci pierdeți tot.